Guvernul a decis că începând de astăzi starea de alertă să fie prelungită cu încă 30 de zile, mai exact până pe 8 decembrie. Conform actului normativ emis pe această temă, sunt menținute restricțiile intrate în vigoare pe 25 octombrie, care vizează persoanele nevaccinate sau pentru care nu au trecut 10 zile de la efectuarea schemei complete de imunizare, ori cele care nu se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180 a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Pentru această categorie de persoane rămâne în vigoare carantina de noapte între orele 22 și 5 dimineața, dar și obligativitatea de a avea o declarație pe proprie răspundere pentru părăsirea domiciliului în acest interval orar. De asemenea, aceste persoane nu au acces în mall-uri, muzee, biblioteci, săli de sport sau de spectacole, cinematografe, hoteluri, restaurante, în spații comerciale mixte, în care se valorifică și alte produse decât cele alimentare, sau în magazinele destinate altor cumpărături decât cele de strictă necesitate. Pe de altă parte, accesul la cumpărături în magazinele mai mici sau în supermarketurile cu destinație preponderentă de mărfuri alimentare, în piețe sau târguri, precum și cel în biserică, nu necesită certificat verde, aici trebuind păstrată o anumită distanță între oameni. Deocamdată, pe legislație nu există o măsură prin care se intră atât la biserică cât și la supermarketuri cu certificat verde. E foarte important ca să se păstreze acele măsuri de prevenire a COVID-19 în ceea ce privește purtarea măștii și păstrarea distanței în aceste locuri. În schimb însă, rămâne obligatorie purtarea măștii de protecție în toate spațiile publice închise sau deschise, precum și pe mijloacele de transport pentru toată lumea, inclusiv pentru posesorii de certificate verzi de vaccinare. Barurile, cluburile și discotecile rămân închise și sunt interzise evenimentele private, precum nunți, botezuri sau mese festive, concertele și spectacolele cu public, precum și accesul spectatorilor la competițiile sportive, fără specificații legate de vaccinare. Programul agenților economici va fi între orele 5 și 21, iar pentru accesul în instituțiile publice, dar nu și pentru angajații acestora, este nevoie pentru cei care nu au certificat verde de un test negativ anticovid. România este în stare de alertă din 18 mai 2020.